Ei bine, cu toții ne dorim o viață lungă, dar mai ales sănătoasă. Bătrânețea se zice că poate fi lăsată să aștepte. Pe bune, eu nu credeam lucrul ăsta, aflăm noi astăzi mai multe. De aceea vă propunem în continuare o călătorie interesantă, tocmai unde? În India, domne, pentru că acolo descoperim tinerețea fără bătrânețe. Până în Valea Brahmaputre ne va duce chiar în dimineața asta invitata noastră, care este Angelica Mitra, specialistă Ayurveda. Bună dimineața! Bine, bună dimineața, Angelica, bine ai revenit la noi! Care este legătura între ce mâncăm și procesul de îmbătrânire? Este o legătură foarte mare, pentru că cu siguranță ați auzit că suntem ceea ce mâncăm. Exact. E bine, Ayurveda spune că suntem ceea ce digerăm. Pentru că mai mult decât ceea ce mănânci, este foarte important ceea ce mănânci, este important ca alimentele pe care le mâncăm să fie sănătoase, însă este foarte important ca aceste alimente sănătoase pe care le mâncăm să fie în strânsă concordanță cu puterea noastră digestivă, astfel încât să le putem și digera. Pentru că știți că orice aliment, oricât de sănătos ar fi, poate să fie și toxic, și aici îmi vine în minte intoxicarea cu apă. Și de asta este foarte important să putem digera ceea ce mâncăm, atât din punct de vedere al ingredientelor alimentului pe care îl consumăm, dar și a cantității. Dar de unde știm ce putem digera? Cum aflăm ca să mâncăm ceea ce noi digerăm? În Ayurveda sunt 4 tipuri de foc digestiv și atunci este stabilit focul digestiv al fiecărei persoane și în funcție de acest foc digestiv sunt anumite recomandări specifice, personalizate. Și cum stabilim asta? Focul digestiv, cum se stabilește în Ayurveda? Cum se stabilea în trecut, terapeutul, medicul ayurvedic punea niște întrebări pacientului în funcție de ce mănâncă, ce preferințe are, cât de frecvent mănâncă. Și în funcție de asta își dădea seama care este capacitatea sa digestivă și în funcție de asta îi recomanda anumite produse, alimente. Cu ce specific vine Ayurveda în ajutorul tău atunci când vrei să oprești procesul de îmbătrânire? Păi Ayurveda are o întreagă ramură, Ayurveda are 8 ramuri, dar una dintre ele este reîntinerirea. Este foarte diferită de geriatrie. Pentru că uite, o să fac eu un gest acum ca să nu mai existe niciun fel de problemă, pentru că eu vreau telespectatorii noștri să audă exact ce spui tu și îți dau pe microfonul mai aproape de tine. Uite foarte așa, bine. Perfect, gata, super. Ne-am organizat. Așa se întâmplă la emisiune live, cu drag. Este diferită de geriatrie, pentru că dacă în geriatrie este vorba despre ce să facă un om ajuns la o anumită vârstă pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții, în Ayurveda, în ramura aceasta de reîntinerire, se vorbește despre ce poate să facă o persoană încă din momentul tinereții, deci încă de când ea este tânără, cam în jur de 25 de ani se poate începe acest proces, pentru ca ea să-și întârzie procesul de îmbătrânire, să-și amâne cât mai mult timp și astfel să trăiască cât mai mulți ani. Tu ai călătorit foarte mult în Asia, da? Zic bine? Da, da. Așa. Evident că ai luat contact și cu oamenii de acolo. Așa este. Cultura, obiceiurile lor nu-ți sunt străine. Da. Ce mănâncă ei? Din păcate, și asta o spun cu o foarte mare dezamăgire, în India, poporul indian nu are o dietă ayurvedică, deși Ayurveda provine de acolo, de la ei, din India. Nu țin... Da, e un paradox, practic. Da, așa este. Nu țin foarte mult cont de această dietă ayurvedică. Eu când am fost acolo, foarte mulți indieni mă priveau așa... Ciudat? Da, ciudat, pentru că eu respect foarte strict, am un regim ayurvedic foarte strict, un regim alimentar. În India se mănâncă foarte, foarte picant, cu toții știm lucrul acesta, iar în Ayurveda alimentația foarte, foarte picantă nu este recomandată, pentru că nici nu este sănătoasă. Tocmai de aceea, de exemplu, o persoană care nu este neapărat obișnuită poate avea și... arsuri? Da, disconfort, un disconfort digestiv. Hiperacidizate, într-adevăr. Nu mănânc picant absolut deloc. Am avut asuri azi noapte doar de la un croissant cu cacao. Adică, dați-vă seama. E dacă o boabă de piper, dacă mi-atinge limba, o cam este iau grav. Puțin, e grav, rău, tare de tot.
Am și pățit un episod de curând cu un condiment, e vorba de chili, nu știam că sunt alergic și am avut un episod îngrozitor care s-a terminat cu chemarea serviciului de unitate primiri urgențe, deci... Da, ești și alergic. Da, sunt alergic la chili, din păcate, iar la boia dulce cred că e posibil să fiu, iarăși. La condimente, de obicei, nu prea... Lasă, Mircea, că la unele condimente nu ești alergic, credem. Absolut, mă, că așa este. La sănătate. Se consumă mult pește în Asia? În Asia, da, și în India. Dacă o să mă întreb despre pește, nu o să știu foarte multe să spun. Regimul meu alimentar este unul vegetarian, nu consum absolut deloc pește. În Ayurveda, carnea, în general, și inclusiv peștele, este considerat un aliment care cumva grăbește puțin această îmbătrânire, acest proces de îmbătrânire. Și dacă o să mă întreb despre pește, nu o să știu. Nu te mai întreb, că deja mi-ai spus. Da. Nu te mai întreb, deja am aflat. Ce pește prefer să consum ca să fie, deci, toată treaba? Ar trebui ca să cumva să prelungim aspectul ăsta tineresc al nostru, să mergem cumva către alimentație sănătoasă, să mai scoatem, nu știu dacă definitiv, că nu o să putem, că dacă știm, este când ai un regim alimentar și ești obișnuit cu un regim alimentar, parcă dacă nu mănânci un pic de cărniță într-o zi, parcă, nu știu, simți ciudat. Hai o zi, două, maxim, dar a treia zi deja simți că îți lipsește ceva. Adică ce ai reușit tu, mie cel puțin, unul mi se pare foarte greu de atins de foarte mulți alți oameni. Adică, ok, contează foarte mult mindset-ul pe care l-ai, dar... Mai contează foarte mult și modul în care îți pregătești meniul. Uite, de exemplu, în retreat-urile noastre, noi avem un meniu ayurvedic și este conceput de mine și acolo vin persoane care nu sunt vegetariene și la sfârșitul retreat-ului le întreb: v-a lipsit ceva? Ați simțit că nu v-a fost suficientă mâncarea? Și toți au spus: nu, chiar interesant cum am putut să rezist atâtea zile fără carne, absolut deloc. Și asta este datorită faptului că o persoană vegetariană, de exemplu, trebuie să aibă o grijă foarte atentă la felul în care își compune un meniu, ca să nu existe aceste carențe nutriționale. Și dacă ar fi să descrim un meniu plecând așa, de la masa de dimineață, în ea s-ar regăsi, ok, vezi, pentru mine ar fi acolo două ochiuri cu ceva și un culiță salam, cașcaval, o roșioară, probabil pâine prăjită cu unt. Dar într-un meniu ayurvedic nu se mai regăsește decât farfuria din tot ce am descris eu, corect? Ar putea și ouăle, acum depinde. Sunt, de exemplu, eu consum și ouă. Însă foarte mulți indieni care sunt vegetariani, ei nu consumă nici ouă, pentru că și ouăle cumva sunt mai greu de digerat. Însă ăsta a fost cumva un compromis la care am apelat, pentru că noi, fiind europeni, avem cumva o putere digestivă ceva mai mare și fiind obișnuiți și cu ouăle de mici, da. Nu ar fi atât de greu de digerat. La fel ar fi și cu carnea. Oricum, în Ayurveda se spune că dacă un aliment, fie el și toxic, dacă este consumat încă din copilărie și frecvent, atunci efectele sale negative nu mai sunt la fel de puternice cum ar fi la o persoană care nu a mai consumat acel aliment. Și asta aș putea spune că este valabil și în cazul cărnii. Deci dacă este consumată încă din copilărie, nu ar avea un efect atât de mare. Însă, negativ mă refer. Însă, în momentul în care persoana se confruntă cu diferite afecțiuni, mai ales afecțiuni care sunt cauzate, de exemplu, de un dezechilibru hormonal sau iarăși tumorile sau, nu știu, iarăși diabetul, care sunt determinate tot așa de o alimentație mai grea, ar ajuta foarte mult ca acest aliment, carnea, să fie scos din alimentație. Probabil că este și momentul în care ți se declanșează în creier ideea că ar trebui să iei în considerare și alte opțiuni. Dar eu acum voiam să iau în discuție și aspectul financiar. Nu este cumva puțin mai scump sau puțin mai dificil de realizat un meniu de către un român, în ideea în care noi românii de obicei în medie nu stăm atât de mult să ne preocupăm ce mâncăm, când mâncăm, cum mâncăm. Așa, și câte mese.
Da, exact. Mi se pare că trebuie să schimbi multe la tine ca om ca să îmbrățișezi acest stil de viață, acest regim alimentar Ayurveda. Da. Așa este și din păcate oamenii adoptă acest stil de viață doar în momentul în care se confruntă cu o problemă serioasă în viața lor. Fie că este vorba despre o afecțiune foarte gravă, fie că au, nu știu, un membru foarte apropiat, un membru drag al familiei care a murit de o boală gravă și atunci ei într-adevăr fac o schimbare semnificativă. Dar altfel nu există o motivație foarte puternică pentru aceste schimbări. Tu ai fost tot timpul vegetariană? Nu, la 15 ani am devenit vegetariană. Nu am suferit de vreo boală. Dar a fost ceva, exact, a fost ceva care te-a... Da, la vârsta aceea am început să practic yoga. Și este bine cunoscut faptul că în yoga, pentru a atinge anumite stări de conștiință, bine, asta scrie în tratatele vechi, dar am observat că foarte mulți profesori de yoga din prezent nu țin cont de acest aspect. Deci pentru a putea atinge anumite stări de conștiință este important să ai și un regim alimentar adecvat, să nu consumi carne deloc și atunci am renunțat atunci la carne. O să continuăm discuția cu tine, dar pentru că mai devreme am vorbit despre alimentația la sân, eu știu că Victoria are acum un invitat special lângă ea. Victoria, bună... Vai, ce bine asta! Bună dimineața! Cu cine ești, Victoria? Încercam să-mi dau seama dacă mai știu să schimb un pers. Știu, cu siguranță. Sigur, n-ai cum să uiți. Acum să văd și cum se ține bebelușul. Nu știu. Se întâmplă atât de natural, deși eu mi-aduc aminte că am avut o doamnă. Am născut într-o clinică particulară unde a venit la pachet o doamnă care m-a instruit. Cred că vedeam așa, nu mă toate doamna n-o vedeam atunci, adică treceam informațiile așa și când a venit copilul, natural l-am luat, cred că până dimineața. Mă aflu la Pro-mama, iar lângă mine este Sorana Mureșan, fondatorul. Bună dimineața, o salutăm cu drag. Bună dimineața. Fondator Pro-mama și nu numai, uite, are și o carte în mână pentru că este autorul cărții Magia Maternității, corect? Wow, este atât de groasă. Cât timp ți-a luat să o scrii? Cam 2 ani. Cam 2 ani. Okay. Cam 2 ani și 15 ani de practică. Ți-ai dat doctoratul pe ea, într-un fel. Câte pagini are? 484. A, doctoratul meu a avut prin 300 de pagini. Da, săptămâna 1-7 este săptămâna alimentației la sân. Atâta timp cât se celebrează, e important lucrul ăsta, nu? De ce este important ca un bebeluș, în primele luni măcar, să fie alimentat la sân? Bine, acum eu, prin prisma profesiei, celebrez alăptarea zi de zi. Și sunt super încântată că există o săptămână pe an în care promovăm mai intens alăptarea și ce se celebrează în toată lumea. Alăptarea este extrem de importantă. Și știm cu toții că e importantă pentru copil, e importantă pentru mamă, e importantă pentru toată societatea. Dacă ar fi să luăm câmpul de bebeluși, vorbim, este importantă pentru că știm cu toții, alăptarea îl ajută să își construiască un sistem imunitar, copiii care sunt alăptați se îmbolnăvesc mai rar, dacă se îmbolnăvesc nu fac complicațiile, respectivele boli, au un sistem imunitar puternic și mamele chiar pot să privească alăptarea ca pe o investiție în viața copilului, pentru că beneficiile sale se răspund în întreaga sa viață. Asta pentru, din punctul de vedere al sănătății. Dar alăptarea înseamnă primul un lapte matern, care este cel mai bun aliment pentru puiul de om, este ușor de digerat, conține vitamine, minerale necesare pentru o dezvoltare echilibrată și sănătoasă, conține componente care au grijă asupra creierului și studiile arată că acei copii care sunt alăptați sau au fost alăptați au un coeficient de inteligență mai ridicat. M-am înțeles, da, eu am fost până ho. Ce zici că ești și doctorat? Da, ăla a venit cu mult după, ăla, acolo a contat altceva, dezvoltarea mea pe parcurs. Dar contează mult atât gena cât și dezvoltarea asta precoce. Da, și mai mult este un aliment ziu. Corect. Care se adaptează în permanență în funcție de nevoile acelui copil alăptat. Da, uite, am o întrebare. De ce s-a trecut la alimentația asta artificială? Pentru că înainte, da, mai existau mămici care nu aveau lapte, dar găseau niște soluții. Au o vecină, o stimulăm lactația.
Dar în ziua de azi există multe femei care au posibilitatea asta și preferă din primele zile să-i dea bebelușul lapte artificial. Hai să zic un paradox pe care îl trăim aici în România. Studiile vorbesc de o posibilitate fiziologică de adaptare de 98%. Sau altfel expunând, 98% dintre femei sunt capabile din punct de vedere fiziologic să adapteze. Cu toate acestea și cu toate că știm care sunt beneficiile adaptării, știi care este procentul de adaptare exclusivă cu vârsta de 6 luni în România? 12,6%. 12,6%. Da, deci chiar dacă 98% dintre femei pot să adapteze și aici mă refer inclusiv la oameni care au pierdut lactația sau care nu au fost niciodată însărcinate, deci pot fi ajutate să recapete sau să inducă la lactația, totuși 88% dintre bebeluși din România nu sunt adaptate exclusiv cu 6. Și sigur că apare un mare de ce. Și aici e important ca mămicile și viitoarele mămici să înțeleagă că în privința adaptării sunt necesare informații corecte pe care se deține ele ca mamă și cadrele medicale, este nevoie de susținere, ceea ce avem, mă refer și la cadrele medicale și la familie, la partener mai ales, și în general la întreaga comunitate și societate, și mă refer și la un ajutor de specialitate, de calitate în cazul în care e nevoie. Cu ce se ocupă concret ProMama? Eu am înființat ProMama din dorința de a ajuta mămicile și bebelușii în privința adaptării. Și în timp s-a dezvoltat într-un centru foarte complex cu servicii pre- și postnatale, adică oferim servicii educaționale pentru adică vine viitoarea mămică care și învață. Ține pe acest bebeluș momentan, expoziționat și învață să-l țină, să-l alimenteze, nu vorbiți și despre asta. Da. Simularea lactației, de exemplu, tot felul de lucruri. Eu îmi dau seama, Victoria, că ai fost totuși o mămică grijulie după felul în care ții copilul, îmi dau seama de lucrul ăsta, pentru că atât am fost și eu învățat, știu că antebrațul trebuie poziționat undeva în zona cefei, tocmai pentru a sprijini capul bebelușului. Tocmai pentru are o mânuță cam rigidă. Are o mânuță. Lucea vrea să spună că este pregătit da, pentru da, asta, cumva, probabil dar că sunt eu am o curiozitate atunci când vin mămicile acolo, ele vin cumva însoțite și de tătici, așa, pentru un suport moral? Hai să vezi și tu cum e, da. Să-mi spune. Da, majoritatea vin însoțite și asta ne bucură foarte mult pentru că partenerul este susținătorul numărul 1 al mămicii. Corect, așa și nici de cum mama și ei. E important. Da. E o chestiune foarte adevărată. Mama cel mai mult ascultă de partenerul de viață, mai mult decât de propria mamă sau chiar și decât cadrele medicale. Deci e foarte important ca tăticii să fie acolo prezenți și să înțeleagă. Cred că nici nu-l vedeam pe el. Cred că primul om era copilul și după aia era mama undeva așa. Păi uite, îmi place. Da, auzeai. Da, mai era și doamna care explica cum se ține, cum se... Și după aia... Peste vreo câteva luni, bună, ce mai faci? Da, cred că foarte multe mămici au trecut prin asta, nu? Episodul ăsta așa de... Și cred că e cumva normal, adică până la urma urmei sarcina o poartă femeia, chinurile sarcinii tot femeia și ale nașterii tot femeia le reține în corpul ei, ca să spun așa. Cumva noi bărbații trecem în plan secund și înțelegem cumva nevoia de... a lăsat femeile să stea cu copilul pentru a stabili relația. Da, dar în același relația. Timp avem nevoie și de suportul vostru, pentru că fără voi n-am fi nici noi mămici, ca să zic așa. Da. Așa că e important exact. Să fie o unitate și un ajutor, un sprijin. Vin bărbații cu curiozitățile da. Lor personale către dumneavoastră, uitați, am problema asta cu da, soția mea. Da. Da, dar vin mai degrabă pentru chestiuni foarte practice sau se implică foarte mult în stabilirea programării, la ședințele de consultanță de adaptare. Da, de exemplu, care... Da. Sau sunt tătici care cumpără această carte, care este exact despre adaptare. Pentru ei? Asta voiam să zic. Credeți, doamnă, că o fac pentru ei sau pentru a-și impresiona proaspăta mămică soție? Pentru a-și ajuta. Partenera și ce? Pentru a putea să fie alături în felul acesta și de bebeluș. Corect, vă dau dreptate pentru că sunt absolut convins că îți schimb gândirea în momentul în care devii tată. Mai vine întrebarea de la bărbați, cam în cât timp o să doarmă soția cu mine? La momentul pot
potrivit, va dormi împreună. Adică eu nu sunt adepta mutării mamei în camera bebelușului și a separării în cuplu, pentru că a apărut bebelușul în viață. De acord. Adică bebelușul e important să fie integrat frumos și natural în întreaga familie. Ce mai găsim și... în această carte? Apropo de carte și apropo de tată, este și un capitol pe care l-am dedicat tăticului, cum se transformă bărbatul în tată. Ok, pentru că foarte mulți dintre noi avem mari temeri de etapa asta din viața noastră. Așa că ascult din momentul ăsta. E bazată pe studii de caz, practic este un ghid bazat pe cazuri reale. Sunt 33 de povești pe care le-am dispus cronologic, adică din momentul în care mama este însărcinată, în momentul nașterii, continuăm cu primele zile de după naștere, primele săptămâni, luni, momentul diversificării până la încercare. Și sunt cazuri des întâlnite, frecvente, dar și situații mai aparte. Adică este un ghid la care poți să apelezi. Și recomand să fie citit în perioada de sarcină, dar poți să apelezi și în continuare pe perioada alăptării, ori de câte ori ai întrebări, pentru că găsești... Eu am pus aici, să zic, aproape tot ce ai. Eu zic că 9 luni de zile poate fi citită. Poate fi citită. Dar sunt mămici care alăptează câte o poveste. Sau sunt mămici, apropo de implicarea tatălui din nou, care în timp ce alăptează, ascultă ceea ce le citește partenerul. Aaa, ce frumos! No? Creșterea copilului în echipă, nu? Dar asta nu e o poveste pe care ați inventat-o dumneavoastră acum, nu? Ea chiar există. Da, nu. Nu, era. Era doar o simplă glumiță, mi-am dat seama că ar fost chiar culmea. Ceea ce nu există în carte este cea de-a 34-a poveste pe care o va scrie mama pe parcursul alăptării. Deci este o carte deschisă și finalul îi aparține mamei. Da, este un spațiu unde mama își completează povestea. Și peste 30 de ani vei arată și copilul. Exact. Aici este spațiul pe care îl completează mama. Și pentru tata și eu o și... Nu. Și eu o și ghidez prin întrebări cum să răspundă, iar în felul acesta își dă și seama dacă funcționează ceva. Aproape îmi pică în mine din nou, așa, să țin un bebeluș în brațe, să citesc o carte. Dar să știi, Victoria, că sună foarte bine. Ai putea. Din momentul în care am pășit aici, am intrat în acest spațiu, am simțit așa o liniște, sau de câte ori merg la ginecolog, de exemplu, și mai văd mămici pe acolo, viitoare mămici, dar cu burtici, sunt așa, sunt pure, sunt liniștite, calme și stau și mă uit la ele și parcă măcar cu energie bună. Au energia parte de mine însărcinată. Da, și femeile care alăptează, pentru că este o chestiune hormonală. Și oxitocina, hormonul iubirii, combinată cu prolactina, hormonul care fabrică laptele și este hormonul maternității considerat, îi dă acea senzație, într-adevăr, de zen, o face mama să fie mai odihnită, să răspundă cu ușurință nevoilor bebelușului. Da, așa că mămicile au nevoie de informații corecte, de suport și de un ajutor specializat. Ce se întâmplă la cursurile de aici? Pentru că sunt și niște cursuri, nu, de instruire și pentru persoane care vor să facă ceva pe viitor, instructaj. Da, pe lângă serviciile pe care le oferim părinților, avem și servicii de educație dedicate cadrelor medicale și formăm specialiști din adaptare din țara noastră. Am și adus această profesie în România în urmă cu 15 ani. Și de asemenea avem și un program foarte important, poate cel mai important al asociației noastre, se numește Magia Maternității, care are două componente principale, și anume implementarea procedurii Ora Magică în România și susținerea de cursuri de alăptare în spitale pentru cadrele medicale implicate în îngrijirea mamei și a bebelușului în primele zile după naștere. Și de unde ți-a venit ideea? A plecat totul de la o experiență personală, o problemă de alăptare pe care am avut-o eu. Am fost obligată să fiu spitalizată 2 luni și jumătate. Mi-a fost oferită medicamentos lactația, după care am relactat. Am fost primul caz în România documentat, da. Da, e foarte curios, da, pentru că odată ce se oprește, revine mai greu. Sau probabil mai deloc, în cazul multor femei, nu? Secretul constă fix în ce am zis până acum, în informații corecte, suport și un ajutor de calitate. Și atunci se poate.
Noi vă mulțumim tare mult pentru toate aceste informații și sigur că da, să vă treacă pragul cât mai multe cupluri care vor deveni mămici și tătici. Mulțumim tare mult și ție, Victoria. Mulțumesc și eu. Către pro-mama, dacă ai devenit părinte sau dacă urmează, îi mulțumim și Victoriei și Soraniei pentru frumoasele detalii oferite în săptămâna alimentației la sân, pentru că de aceea ne-am îndreptat către acest subiect. Și revenim la Angelica. Exact. Uite, mi s-a tipărit în cap așa o întrebare în momentul ăsta. Pentru o mămică ce alăptează, este eficient regimul ayurvedic? Da, este foarte eficient. Chiar în Ayurveda este descris un întreg regim alimentar pe care mama este bine să-l urmeze în fiecare lună de sarcină, în funcție de etapa de dezvoltare a fătului. Ea este bine să consume anumite alimente care să susțină exact etapa respectivă. Cum ar fi? Dă-ne un exemplu așa, un aliment care... De exemplu, este vorba despre lapte, despre ghee, untul clarifiat, sunt diferite plante care se schimbă în funcție de lună. Iar după ce femeia naște, la fel este un regim alimentar pe care, care se susține acest proces de lactație împreună cu diferite plante. Și un exemplu ar fi laptele cu miere, ghee și shatavari. Shatavari este o plantă indiană care ajută foarte mult și pentru echilibrul hormonal, dar stimulează și lactația. Da, te vezi foarte interesant, pentru că da, iar eu am aflat în momentul de... în care zici, bă, stai un pic, o să fiu mămică, ce fac? Oare o fi eficientă? O fi eficient regimul ăsta? Oare eu sunt vegetariană? Oare mă ajută chestia asta? Dacă ar trebui... Sunt diverse mămici care intră un pic în panică în momentul în care sunt însărcinate și totuși pun tot felul de întrebări. Dar uite că se poate și, și așa, și fără să mâncăm carne. Știu că este această idee preconcepută că în timpul sarcinii, și pe care foarte mulți medici o au, că în timpul sarcinii trebuie să consumi carne pentru că altfel fătul nu se dezvoltă. Dacă ne uităm la India, în India populația... majoritatea ei este vegetariană și acum este pe locul întâi în lume. Acum am înțeles care e corelația. Care că nu poți să spui că n-ar juca un rol și în reproducerea. Da, într-adevăr, au depășit 1.250.000.000, doar că noi îi rugăm să se oprească, bă, Angelica. Nu ăsta e mersul corect al lucrurilor, nu spre asta trebuie să se îndrepte, spre strivit oameni de pe tren cu ordinul de 10 de persoane care pățesc asta, pentru că acolo e totul supraaglomerat, dar bine, ne ducem corect, cu totul. Da, ce vreau eu să spun este faptul că acest consum de carne în timpul sarcinii în niciun caz nu afectează fătul sau fertilitatea sau... Cum greșit se înțelesese până acum, probabil, dar da. Trebuie să înțelegem că pot exista multiple cauze care pot conduce la infertilitate. Nu putem da vina pe carne și că am crezut noi că puiul ăla n-a fost crescut cum trebuie sau corespunzător. Ai spus shatavari, asta e cumva o plantă endemică, adică se găsește doar acolo în India? Nu neapărat. Shatavari este o specie de sparanghel. Ah, ok. Ea poate fi aclimatizată și aici foarte bine. Foarte bine și foarte ușor, pentru că aici voiam să duc puțin discuția. Cât de simplu este unui român cu ce are el la dispoziție, supermarketuri, hipermarketuri, să-și creeze propriul meniu Ayurveda? Păi, meniul... Le are la îndemână pe toate? Meniul ayurvedic, cumva, aici este vorba foarte mult de principii. Deci, cumva, ce să mănânci ca principiu, adică ce caracteristici ar trebui să aibă elementele pe care le consumi. Poți urma acest regim în orice colț al planetei te-ai afla, pentru că este vorba, cum spuneam, de principii. Și aici, orice alimente avem la îndemână pot să fie trecute prin acest filtru al ayurvedei și da, poți să-ți creezi un regim ayurvedic chiar și cu... Ardei gras! Exact. Dar ardeiul gras este o legumă care este descrisă în textele ayurvedice. Okay. Ai întrebat-o tu, Mircea, la un moment dat, în ce constă un regim zilnic ayurvedic și ne-am oprit la mic dejun. Exact. Da?
Hai să mergem mai departe și să vedem ce am putea să mai mâncăm pe parcursul zilei. 14:30. Câte mese am ajuns la prânz. Corect. Păi în Ayurveda se recomandă să ai două mese și două gustări. Micul dejun s-ar încadra mai degrabă la partea de gustare, pentru că nu este o masă propriu-zisă. Gustările pot să fie, cum spuneam, una dintre ele ar putea fi micul dejun, sau dacă nu se ia micul dejun, ar trebui să fie două gustări de fructe, pentru că este foarte important ca fructele să se consume separat de mesele principale. Asta deoarece fructele se digeră foarte repede, se digeră primele și dacă sunt consumate ca desert, atunci ele stau mai mult timp în stomac, încep să fermenteze și produc o senzație de disconfort gastric, digestiv. Aha. Bun. Și mai departe. Ce mâncăm pe parcursul este foarte important ca masa principală, masa cea mai consistentă, să fie prânzul, pentru că atunci puterea digestivă este cea mai mare. Este această corelație între puterea digestivă și soarele de pe cer. Atunci când soarele este cel mai arzător, când puterea lui este cea mai mare, la fel și focul nostru digestiv este cel mai puternic. Dimineața când ne trezim, nu avem încă un foc digestiv foarte puternic, de-abia ne-am trezit. Dacă mâncăm o masă foarte consistentă dimineața, este foarte posibil să nu o putem digera foarte bine și atunci să se formeze niște produși rezultați în urma digestiei, niște radicali liberi sau toxine. Mai care se depun și după aceea nu înțelegi de unde au apărut. Da, exact, ajungi la serviciu și încă nu poți să bei apă pentru că ai mâncat așa mult acasă că încă aștept până la ora 12 când crește ritmul de digerare să poată fi... Ce mănânci? Ce pui în farfurie? Concret. Păi ar fi bine să fie practic o proteină animală și aici mă refer la lactate. Știu că acum există acest curent și mai ales influențat de către studiul China în care se spune că laptele nu este ok, că este inflamator. În Ayurveda se consumă foarte mult ghee. Ghiul este un lactat, dar nu are lactoză, pentru că în procesul de preparare a ghiului lactoza este distrusă separat. În întregime. Okay. Da, se distruge. Apoi sunt iarăși în Ayurveda niște reguli de consum al laptelui, pentru că într-adevăr nu oricine poate să digere laptele foarte ușor și atunci acest lapte mai trebuie, de exemplu, fie procesat cu anumite plante, fie diluat cu apă, chiar și în funcție de focul digestiv al fiecărei persoane. Tot în Ayurveda se recomandă panirul, este acea brânză proaspătă de vaci. Brânzeturile fermentate sunt mai grele, cele maturate și atunci sunt recomandate doar unei persoane care are un foc digestiv puternic și care poate digera asemenea produse. Și cam asta despre prânz, deci trebuie să fie o masă consistentă, o masă care să conțină și lactate. Iar apoi masa de seară, iarăși trebuie să fie o masă mai ușoară, pentru că la fel focul digestiv începe să scadă. Tocmai de aceea seara este cel mai recomandat să se mănânce supe, ciorbe, alimente lichide și calde. Cineva care a urmărit discuția noastră cu tine în acest segment al emisiunii a fost convins de beneficiile acestui regim alimentar. Prin ce provocări urmează el acum să treacă? Prin adaptarea regimului actual la unul ayurvedic. Ce l așteaptă? Cred că cea mai mare provocare este pofta. Tocmai de aceea, eu atunci când lucrez cu cineva și urmărim să implementăm un regim ayurvedic, primul lucru pe care îl facem sunt niște terapii de detoxifiere. Deoarece aceste pofte sunt determinate de bacteriile din intestin, care ele au fost hrănite foarte mulți ani cu o anumită alimentație și acum nemaiprimind-o, ele suferă, dar prin aceste procese de detox cumva se elimină bacteriile rele și pofta nu mai este la fel de puternică. De asemenea, prin faptul că se face această procedură de detox, ficatul este curățat da, și el poate să elimine mai bine și alte toxine care există, de exemplu excesul de hormoni, cum ar fi la femei hormonii estrogeni. Și nemai fiind acești hormoni estrogeni care la fel pot să dea anumite pofte, de exemplu unei femei este mai ușor să își schimbe regimul alimentar. Dacă este realizată această terapie de detox înainte, este mult mai ușor să-ți schimbi regimul alimentar, dar și să renunți la diferite alimente toxice, de exemplu. Știu că în programele mele au fost persoane care au renunțat la zahăr, la cafea,
la țigări, la alcool, după o asemenea... Și hai să încurajăm telespectatorii, ei încă sunt în viață, trăiesc, se mișcă și nu e nimic în neregulă cu ei, încă zâmbesc oamenii, sunt sociabili, nu? Pentru că, îți dai seama, tu știi cum e pentru noi, pentru români, mie mi se pare că vii așa dintr-un teren, pare că tu chiar vii din India, știi, pe bune, pe bune. Și avem doar noi norocul că vorbești româna perfect și că te putem înțelege și că ne transmiști. La un moment dat, la un workshop pe care l-am ținut în cadrul unui festival organizat de Ambasada Indiei, purtam un sari și la sfârșit, după ce am ținut eu workshop-ul, îmi spune un domn: dar ce bine vorbești românește! Păi nu te supăra pe mine, Angelica, te confunzi cu o indiancă foarte ușor, deci dacă te-aș plasa în New Delhi... Da, ăsta e un compliment mai devreme, am zis, nu te supăra în sens ironic. Dacă te plasează cineva la Mumbai sau Pune, chiar nu ar ști să zică dacă ești din Europa de Uite, sau... Eu am o curiozitate, acum să trecem un pic și pe exterior și te-aș întreba ce putem folosi din natură acasă să facem, de exemplu, o față nouă. Păi o mască pentru față. Păi aici depinde foarte mult de tipul de ten pe care l-avem. Putem folosi un ten mix, de exemplu. Da. Putem folosi foarte multe lucruri. O plantă pe care eu o folosesc și care îmi place este pulberea de amla sau amalachi, dar se găsește în comerț sub această denumire și cumva ăsta este beneficiul zilelor în care trăim, faptul că foarte multe dintre produsele ayurvedice sunt disponibile și pe piața din România. În momentul ăsta ești nemachiată, da? Nu ai nimic pe față. Da, doar un duș și atât. Exact, asta vreau să specific, pentru că da, Angelica este nemachiată, nu are absolut nimic pe ten și are un ten impecabil. Ce să vă zic? Probabil că nici nu te încrunți prea des, n-ai probleme în a privi obiecte la soare, că eu când mă uit la... Adică... Da, bănuiesc că și aceste... Deci tot regimul ayurvedic pe care eu îl... Îl consider responsabil și pentru... Da, pentru că eu, sau stilul meu de viață este unul specific reîntineritor. Am fost fascinată de această ramură din Ayurveda pe care o practic zi de zi. Ei, să spunem acum totuși oamenilor care are 75 de ani și să nu mai ținem. Ce simpatic ești tu! De se poate. 40 de ani. Nu mai țin înainte să fii sănătoasă. Tu ai fondat și o linie de produse ayurvedice. Da, așa este. O să ne spui câteva lucruri despre... Ce găsim la Indian Herbal, da? Da, am urmărit să merg foarte mult pe rețete tradiționale, rețete vechi, luate din texte foarte vechi, care și-au dovedit eficiența de-a lungul timpului și ăsta a fost un lucru care s-a văzut cumva, pentru că nu pot să spun că am investit foarte mult în marketing, însă lumea a fost impresionată de efectele pe care le-a obținut cu produsele acestea și firma are acum 16 ani, ceea ce aș putea spune că este totuși o performanță, având în vedere că nu am investit aproape deloc în marketing. Corect, așa este și uite că se poate reuși și pe o chestie de-asta mai de niș așa. De exemplu, dacă, nu știu, vine cineva la tine și își dorește să folosească produsele tale, ce recomanzi? Cum poate intra în posesia lor? Păi, pe site-ul meu, pot să spun site-ul? Da, noi îl avem și ne și uităm pe el de mai mult de un minut. Ok, da, acesta este site-ul angelicamitrea.ro, este vorba despre site-ul de unde țin programele mele de Ayurveda. Site-ul celălalt, indianherbal.ro, acolo se găsesc toate produsele, toate rețetele, formulele ayurvedice și un lucru pe care l-am introdus de curând, de luna aceasta, pe site, este vorba despre pulberile de plante, inclusiv această pulbere de amla. Sunt pulberi de plante care se pot folosi pentru, în special pentru păr, ca măști de păr și chiar și amla poate să fie folosită ca mască pentru față. Însă eu asta folosesc pentru spălarea părului, pentru că în Ayurveda se spune să folosim doar produse comestibile. Aceste pulberi sunt de fapt pulberi de plante medicinale care au și un efect degresant și le putem... Cu ele putem înlocui șamponul, balsamul și efectul este unul foarte, foarte ok. Angelica, se vede că efectul este unul foarte ok. Mulțumim mult de tot pentru toate sfaturile și pentru toate informațiile oferite de acest regim alimentar. Sperăm să-l îmbrățișeze cât mai mulți români și poate chiar și noi doi pe viitor și îți vom brâi telefonul într-una. Cum spuneai la faza aia? Că nu mai știu cum să bănuiesc că pățești asta destul de des. Îți mulțumim tare mult și te mai așteptăm pe la noi.